înțeleg nimic de la tine, just. A? Nu mai înțeleg nimic de la tine uneori. De la ce? De la tine. Adică ce ți-ai dori să înțelegi? Pentru că, uite, de exemplu, într-adevăr recunosc că poate că așa e felul meu, hai glumeți, am vorbit, i-am zis lui Alexandra. Deci tu glumești, dar pe fața ta nu se vede că tu îi glumești. E ca și cum lucrurile sunt... Mi-a fugit ideea de minte, vezi, dacă mă iei așa tare într-una, fii atentă. Deci, eu prima fază care vreau să te lămuresc pe tine, nu pe altcineva. De asta te-am luat separat. Ok. Și dacă am făcut gestul ăsta, poate că înțelegi și tu ceva. Prima și prima dată am dansat cu Alexandra că a fost acolo, tu ai plecat. Am spus asta și poate că m-ai crezut, eu am spus-o sincer. După care nu am vorbit cu altă fată, cu ea, într-adevăr, cu Alexandra. I-am zis, a fost un gest, mi-e place să vorbesc, uite, de exemplu, eu și cu mama vorbesc, ce faci viața mea, ce faci puiule. Am un dialect poate mai lăutăresc, să zic așa, în ghilimele, da? Într-adevăr. Și atunci când a fost faza cu Alexandra, i-am zis, a fost discuția de băieți, îi spun toate fazele pe care voi le-ați luat în considerare și le-ați degenerat, le-ați dus până în pânzele albe. Domnule, asta se dă la toate fetele, nu? Și am zis Alexandrei atunci, puiule, da, puiule, nu-ți face griji că nu plec capul la ce vor să-mi zică băieții la hotel. Asta a doua fază. Iar cu Adriana a fost pur și simplu că am vrut într-adevăr să o cunosc și pe ea. Nu știam că sunt surori, jur, e încă o chestie pe care nu știu dacă tu o știi. Da, știu că de la băieți. Am văzut. Și atunci am vrut să o cunosc și pe ea pentru că, da, exact ce zice mai devreme, să nu mai repet. Am zis să cunosc eu ce mai multe fete, pentru că, uite, dacă eu, să zicem că mi-e chiar îmi place de tine. Dar dacă noi, să zicem că noi să fim împreună sau nu ne potrivim, cum zici tu că nu e bine, nu prea avem de unde să știm asta, că nu prea ne-am cunoscut, te vorbim mai balivene, în loc să vorbim ceea ce ar trebui. Și punem accentul decât pe un singur subiect, că eu ce am făcut, nu știu ce am făcut, am vorbit cu, m-aș fi dat azi la una, mâine la altă. Bun, îți explic lucrul ăsta, vreau să încheiem și acum ceea ce te cuprinde pe tine, vreau să-mi zici și mie, de ce consideri tu că nu e chimie între noi? Pentru că nu există. Îmi place de tine că cum vorbești, că ești calm, dar... Nu am înțeles asta și... Eu, în primul rând, lângă mine îmi doresc un bărbat înalt. Da, uite, aici înseamnă că ai niște fixuri. Da, sunt o persoană adică cu anumite fixuri. Dar, uite, hai să zic uite, ceva, dacă poate o să urmărești prezentarea, o să vezi și acolo, că am și zis. Da, îmi doresc. Ia să-mi trimis și mie prezentarea. Nu, dar e și chestia. Eu și la casting, eu am spus că eu sunt o persoană sensibilă și încăpățânată. Dar pe tine te-a de la... Chiar dar, uite, știi ce nu înțeleg? Până ieri, până mai ieri, era o mică chimie, să zic așa. Adică am simțit și din partea ta că ai fi interesată de mine, să mă cunoști. Ca să zic în sincer. Condițiile în care un băiat nou intră în casă, mi se pare normal să-ți adresez anumite întrebări da, ca să încerc să te cunosc și să pot să-mi dau o impresie, da, să da, pot da. Să-mi formez eu o opinie despre tine. Mi se pare normal, la fel cum și tu. Corect. Trebuie să-mi dai anumite întrebări ca să vezi dacă sunt genul tău sau nu da, sunt. Nu, uite, vezi, eu înțeleg, doar că dacă ar fi să pun și invers, voi m-ați judecat greșit. Iarăși revin. Dar de ce revii cu chestia asta? Da. Ok. Și eu am fost judecată foarte greșit, din multe puncte de vedere. Că da, sunt okay, super, că mă cred superioară, și... pentru că am zis eu că nu îmi place niciun băiat din casă. Niciun băiat care se află în momentul actual în casă. Ok, nu sunt singura persoană care am spus chestia asta. Bun, și uite. Și nu consider că ar trebui să mă condamn. Acum, în momentul ăsta, ca să nu uit că okay. E important. Pentru că același lucru pot să spun și eu în ghilimele, cum tu ai zis că, bun, îți place de mine, ai anumite chestii care îți plac la mine. Bun. Da. Cum vorbesc sau ce ai zis mai devreme, ca să nu mai repet. Dar nu îți plac în totalitate sau nu sunt genul tău în totalitate. Gen, mi-ai dat un exemplu cu înălțime. Și cu chestia... Lucruri. Cu... Da. 10. Da. Bun. Așa aș putea să zic și eu, că nu este o femeie exact pe gustul meu 100% în totalitate. Adevărat. Nu te contrazic. Adevărat, adevărat zău. Exact ca la manele ai zis, vezi? Am zis adevărat, n-am zis adevărat zău. Așa, nu știu cum să mai stau, sfârperna asta. Bine. Spune aici la spate.
ca să stau drept. Deci asta vreau să spun. Într-adevăr, asta nu înseamnă că trebuie să ne mulțumim cu ce sau să ne mulțumim cu ce avem, nu știu dar... cum să mă exprim eu, sau să zic, băi, dacă nu e cineva pe măsura mea, hai să stau cu cineva doar să fie. Nu, nici eu nu vreau asta, tocmai de asta, nu mai spun că iarăși are semna să repet. Dar, zic, tocmai de asta am vrut să stau, să mă prietenesc cu toată lumea oarecum, nu e o prietenie, dar să cunosc, nu, că până la urmă, da, să comunic, ăsta e cuvântul potrivit. Iar și eu pot să spun la fel, nu este o persoană 100%, bine, nici nu se există 100%, dar... Nu e adevărat, dar... Tu, apropiată de în cap, meu, ai deja format o tipologie de femeie. Sincer să fiu, nu prea am o tipologie, voi, am auzit și la băieți și la voi, fetele, o tipologie anume. Nu am o tipologie anume, pentru că vezi tu și surprinderea asta de a te îndrăgosti de cineva sau nu ne contează și de ceea ce faci. Contează și de ceea de ce gesturi, faci. De gesturi, asta vreau să spun. Până la urmă sunt aici ca să-ți analizezi comportamentul, cum te comporți tu, să te văd în anumite situații, cum reacționezi. Așa este. La fel cum și tu la rândul tău. Ești aici ca să ne vezi pe noi puse în diferite ipostaze și cum am reacționat. Eu vreau să zic o dată. Sunt un om sufletist. Că până la urmă vreau să vorbim și un pic despre noi. Noi n-am vorbit lucrul ăsta. Noi am vorbit doar ce am făcut sau ne potrivim. E chimie, nu e chimie. N-ai de unde să știi până la urmă dacă nu încercăm să ne descoperim un pic ceea ce ți-am zis eu. La un moment dat ai venit tu la noi în cameră și ai stat lângă mine pe canapea și ți-am zis lucrul ăsta. Poate că și eu am fost zăpăcit de prea multe vorbe și supărerea așa ce s-au strâns, e foarte multă tensiune, nu e totul exact așa cum am vrea noi. Și într-adevăr m-aș fi așteptat să comunicăm mai mult cu toate că a fost și greșeala mea, pentru că eu poate că vreau să fac lucrul ăsta, dar totodată vreau să stau și să aștept nu știu ce, adică să aștept să și observ, știi? Deci poate m-am grăbit să... Și am tras o concluzie și am zis că, băi, noi poate nu ne potrivim, știi? Poate te-a supărat, poate nu te-a supărat. Nu vreau să-mi răspund. Zic așa că am realizat, am remarcat lucrul ăsta la mine, că am avut o mică vină și aici, într-adevăr. Și... Bun, și ceea ce vreau să zic, să ne cunoaștem un pic. Pentru că, într-adevăr, nu... Suntem exact așa cum ne-am fi dorit. Dar asta este, nu știu, spune-mi tot ce... Iar eu să vorbesc? Tu știi că nu-mi plăcut vorba asta cu chimia, că nu există chimie între noi. Eu, sincer să fiu, aș considera că ar putea fi. Dacă și noi, pentru că noi ne-am și tăiat așa, puțin... Dar nu e vorba de tăiat. Zici? Zic. Crede-mă că nu mi-e rușine să recunosc în momentul în care va intra un... cineva în casă sau dacă exista cineva aici în casă, da, aș fi spus, păi, tu mă atragi foarte mult. Ok, că la început era fizicul, după aia caracterul și toate alea, dar nu mi-e rușine să recunosc. Adică... Păi, nu e vorba de rușine, că până la urmă trebuie să fim lângă da, cineva care tu te cunoști pe tine, eu mă cunosc pe mine foarte bine. Cred că ai ajuns la vârsta în care să-ți dai seama ce ți-ar plăcea să ai lângă tine, nu? Asta, într-adevăr, asta așa este. De ce să te miști, te iau eu cu vrăgeală asta? Să-ți spun că... Știu. A, există posibilitatea ca, vorbind cu tine, da, cunoscându-te... Dar te-ai simțit și nici nu aș accepta eu vrăgeală. Vezi, mai prefer adevărul. Se vede când o persoană nu este sinceră în ceea ce spune. Oricum, dacă stăm să ne gândim în afară de singurul cuplu care e pe bune în casa asta și care oamenii, din câte am văzut eu, se plac reciproc și bravo, că s-au plăcut din prima, lor, din da, prima zi în care s-au da, văzut. Nu... Toți am vrea așa și eu, în gândul meu, m-aș dori să fie cineva care să fie, să s-o simt așa pe gustul meu. Și tu la fel ți-ai dori, dar din păcate, să zic ceva, trebuie să, noi ăștia care suntem aici, exact așa cum ți-am zis mai devreme, poate nici tu nu ești pe gustul meu 100%, poate nici eu pe altul 100%, dar trebuie să încercăm și să ne cunoaștem puțin, pentru că, la urmă, asta e, de asta suntem aici. Da, știu. Și tocmai de asta vreau să... Vreau să, nu știu, vreau să mă apropiu un pic de tine, dacă să vedem ce iasă. Să fim surprinși amândoi. Poate e ceva, poate nu e. Poate se aprinde o mică flacă sau poate e o mică chimie și ne observăm. Crezi tu că vin lucrurile pe parcurs?
Nu de ajuns, nu vin lucrurile chiar așa pe parcurs, dar atâta timp cât, uite, hai să-ți mai zic ceva, părerea mea. Ok, eu sunt de acord să vorbim, să comunicăm, să-ți analizezi caracterul și așa, dar... Atâta timp cât oarecum ne place unul pe celălalt, eu zic că putem să descoperim lucruri frumoase și mult mai plăcute și multe care ne vor atrage unul la celălalt. Adică, până la urmă, știi cum e, dacă nu-ți place de cineva din prima, îți dai seama că nu reușești nimic cu acea persoană. Dacă nu-ți place de cineva, nu e ceva, ăla nu-ți place, băi, nimic la el. Dar asta cu înălțimea, eu nu văd un mare, mare defect, că nu am 1,50 m, am 1,80 m. Eu zic 1,78, nu 1,80 m. Eu te-am mai măsurat așa din prima. Mă faci să râd. Înțelegi? Înțeleg. Și știi ce mai simt eu la tine și îmi place într-un fel, dar nu ești un largul tău. Vezi tu că nu putem exprima tot ce avem în noi din primele clip. Te simt că ești o persoană așa foarte glumeață, foarte, nu știu, tupeistă, foarte... Ai multe lucruri frumoase, dar nu le pui, nu știu, n-ai avut nici cu cine, eu la rândul meu la fel, de asta vreau să... Dar nu am zis că sunt vreo sălbatică sau nu permit nimănui să vină să vorbească cu mine, să comunice sau chestii de genul. Da, vrei, vii, vorbești cu mine, te joci cu mine, nu o să zic niciodată nimic. Evident că până la urmă... Dar uite cum e să te pup, dacă eu nu simt să te pup și toate... Da, și crede-mă că nu a fost o problemă, până la urmă am... Poți să încerci tu și în genunchi, eu dacă nu vreau să o fac, eu nu o fac.